La fel ca celelalte biserici creștine, penticostalismul proclamă cu fermitate suveranitatea absolută și exclusivă a lui Dumnezeu asupra vieții și morții, reflectată în tradiția religioasă. Penticostalism înseamnă credința evanghelică, care susține fiabilitatea Bibliei și necesitatea de schimbare a omului prin credință în Isus. Ca toți evangheliști, penticostalii cred în divinitatea Bibliei. Ei cred că Biblia, în limbile originale în care a fost scrisă, este infailibilă. Penticostalii promovează studierea și învățarea deplină sau completă a Evangheliei și promovează totodată patru convingeri fundamentale. Iisus este Salvatorul, Ioan 3:16. Iisus botează cu Duh Sfânt, Faptele Apostolilor 2:4. Iisus vindecă trupul, Iacob 5:15. Și Iisus va veni din nou pentru a-i primi pe cei salvați, 1 Tesalonicieni 4:16-17. O altă convingere fundamentală a penticostalismului este faptul că prin moartea, îngroparea și învierea lui Iisus, păcatele noastre vor fi iertate și vom intra în armonie cu Dumnezeu dacă vom renaște. Renașterea nu înseamnă renaștere fizică, biologică, înseamnă renaștere spirituală, sufletească, prin grația lui Dumnezeu și credința în Iisus Mântuitorul. Iisus a spus, adevăr grăiesc, nimeni nu va putea vedea împărăția lui Dumnezeu fără să renască. Ioan 3:3, noua versiune internațională. În creștinism, renașterea este asociată cu salvarea. Cei care spun că au renăscut, spun adesea că au o relație personală cu Iisus Hristos. Penticostalismul implică rugăciune și evangelizare, cântare creștină, predică, mărturie creștină, post, studierea Bibliei și iubirea seamănă.